Te felicit pentru curajul de a participa la acest curs. Șervan Sărnăscu este numele meu și sunt realizatorul acestei serii de cursuri. Cursul de astăzi se intitulează Practica evoluției, valorificarea eșecurilor. Subcapitolele cursului. Putem valorifica eșecurile? Studiu de caz numărul 1. Studiul de caz numărul 2. Prima căsnicie. Putem valorifica eșecurile? Am trăit mulți ani din viață într-o neagră mizerie psihologică. De ce au stat lucrurile în acest fel? E o poveste foarte lungă și foarte întortocheată. Dacă vrei să afli o parte mai mare a acestei povești, o găsești în seria de cărți tipărite intitulată Ritmuri Interioare, din care am publicat primele trei volume, apoi în seria de cărți Lumea lui Inival, din care deocamdată am publicat doar primul volum, Cartea Angelei. Cum încă mai sunt în viață, vor mai apare și alte volume. O altă parte, mai consistentă, o găsește în volumele care reprezintă suportul de curs pentru acest curs, Reinventarea dincolo de limite. Și acum, iată răspunsul meu. Da, orice eșec poate fi valorificat. Depinde în totalitate de tine, adică de cel care a trecut printr-un eșec oarecare, ce anume face cu acea experiență de viață? Alegerea stă în puterea și la discreția totală a fiecăruia dintre noi. Ai grijă așadar ce alegeri faci, pentru că alegerile greșite costă și produc consecințe greșite care costă și mai mult și tot așa. Iată mai jos două argumente. Două studii de caz extrase din propria mea experiență de viață. Studiul de caz 1. Studiile. Povestea studiilor mele este lungă și stufoasă. Poate într-o zi o să ai chef să o afli. Citești cărțile pe care le-am scris și afli mai mult. Varianta supercondensată. Clasele 1-4. Eșec dureros, frustrări și resentimente până la 46 de ani. Atunci s-a întâmplat să văd lucrurile altfel și ceva mai clar. Clasele 5-8. Aici eșecul a fost mare, dar parțial dureros. Înclin să cred și acum că durerea și frustrările au fost diminuate de doi oameni pe care am întâlnit, pe care îi port în suflet și cărora le sunt recunoscător. Liceul. Am absolvit un liceu industrial care are și astăzi profilul chimie. Se numea într-un fel atunci. Astăzi se numește Costin de Nenițescu. Și se află la stația Ozana din București, pe fostul bulevard Ion Șulea, al cărui nume actual l-am uitat. Și această etapă a fost și a rămas tot până la 46 de ani, o perioadă plină de frustrări, decepții și dureri. Durerea, dezamăgirile, frustrările au fost atenuate de trei oameni de excepție pe care i-am întâlnit ca profesori. Facultatea. Prima, tehnologie chimică organică, a fost un eșec extrem de dureros și costisitor. Am urmat anul întâi la zi și am abandonat. Oficial am fost exmatriculat pentru nepromovare. În fapt, m-am simțit incapabil să merg mai departe. Îmi lipseau răspunsurile la prea multe întrebări. Detaliile sunt în cărțile amintite. A doua, tot în Politehnica din București, metalurgie, deformări plastice și tratamente termice.
Am absolvit o comandă generală 9 și 10 la licență. Lucrarea a fost pusă pentru brevetare ca inovație. Am refuzat să breveteze și sunt și acum de acord cu decizia luată în 1988. Durerile și frustrările au fost atenuate de trei profesori de la care am învățat ce înseamnă a fi profesionist și a avea verticalitate morală în comunism, unde verticalitatea morală era un păcat capital. Prima postuniversitară, proiectarea bazelor de date. Spectatorii o pot considera un eșec. Unii cunoscuți mi-au și sugerat asta discret. Pentru mine însă a fost un prim succes mai mare. Am aflat cu ce se mănâncă bazele de date și asta și voiam. Restul era secundar, umplutură. Colegii erau acolo pentru diplome și alte avantaje sociale. Eu eram pentru o anumită învățătură pe care am și obținut-o de altfel. A doua postuniversitară, calculatoare și informatică. Mulți mi-au spus în față că e un eșec, că ar fi trebuit să termin cu cel puțin 9-50, dar ai gura mare. Da, așa e. Am gura mare și ce e între urechi funcționa și continuă și ea să funcționeze mult mai bine ca la mulți alții. Am terminat cu medie 8,38 și cu 10 la licență. Pentru teza de licență m-am dus. Instruirea multimedia cu ajutorul calculatoarelor. Așa se numește. Conducătorul de proiect, un om de excepție, și ca om, și ca profesionist. Soarta lui în universitate? Un paria, un tolerat pentru că avea recunoaștere internațională. O lea cu munca lui, firma. Altfel, îi se căuta mereu nod în papură. Restul studiilor? Autodidact. Cum am scris și pe forum, autocunoaștere, autoinstruire, autodezvoltare și transformare personală. Studiu de caz 2. Prima căsnicie. Prima căsnicie a durat 21 de ani. A fost un eșec de ambele părți. Al meu pentru că m-am implicat într-o relație de tipul ménage à trois, cum spun francezii. Cel de-al treilea actor era socrul meu. Mai bine spus, umbra atotputernicului, a toate știutorului și a omnipotentului. Aici am clacat. Am înțeles abia după 6 ani de căsnicie asta. Ca să accept adevărul însă, mi-au trebuit încă 15 ani de agonie ai unei relații care murise lent și chinuitor. Tehnic vorbind, am rămas repetent. Din punct de vedere practic, dacă și cât am învățat din acest eșec, cel mai în măsură om să-și spună opinia este sufletul meu pereche, Monica Stănescu, alături de care am agonisit în tolba familiei, puțin peste 14 ani. Și noi zicem că dacă astrele și legile universale o să ne îngăduie, o să mai adăugăm cât de mulți ani ne vor fi îngăduiți. Câți anume, vom vedea. De ce să vindem pielea ursului din pădure? Viața e dură, e brutală și dramele se petrec sub ochii noștri. Uneori, dramele vieții mai împroașcă și cu durere, și cu nevoi, și cu sânge, ca în Ucraina, de pildă. Așadar, pune întrebări. Verifică tu însuți. Lasă la o parte lenea și credulitatea. Aici e vorba despre eșecurile tale și dacă le poți răsturna să devină succese. Iar eu am afirmat mai înainte că se poate. Așadar, verifică. O zi plină de înțelepciune îți urez. Succes în autodisciplină, autocunoaștere și transformarea personală. Cu drag, Șerban.